Așa. Continuăm, Adi? Nu uitați de like și share. Da, să nu uităm. Să nu uităm. Zice, Adi. Ancat, mă. Da. Calculați produsul X ori Y. X ori Y egal cu cine? Știm că X-ul este minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4, adică tot îl pui într-o paranteză, înmulțit cu minus 3 pe 4 la a doua, înmulțit cu minus 3 pe 4 la a treia, și așa mai departe, înmulțit cu minus 3 pe 4, totul la 10. Puncte, puncte. Înmulțit cu minus 3 pe 4, totul la a 10. Iar Y-ul este egal cu minus 4 pe 3, ori minus 4 pe 3 la a doua, ori minus 4 pe 3 la a treia, ori și așa mai departe, minus 4 pe 3, totul la a 10. Să facem X sau Y, da? Da. Întâi facem pe X, facem pe Y, ca încă acum propui. Cum te iei mobilatul? Să-l calculăm. Să-l calculăm pe X până la capăt, să vedem ce valoare ne dă. Y. Așa. Cum să-l calculăm pe X-ul? Da, păi gândeam la... Minus 3 pe 4, minus 3 pe 4, minus 3 pe 4, minus 3 pe 4. Eu, de exemplu, am o idee. Am puțin... Să o lăsăm pe aia întâi. Aceeași bază? Exponenții să... În ori? Din două ori. Ori. Lasă pe aia. Așa, deci copiem baza, minus 3 pe 4, totul la... La ce putere? 1, plus 2, plus 3, plus și așa mai departe, plus 10. Corect? Nu știu dacă am scris corect. Bă, da, am scris foarte corect. Și egal mai departe. Și este egal mai departe cu... Minus 3 supra 4. Minus 3 supra 4. La puterea? Oare cât fac suma asta? 1 plus 10 egal cu... Minus 3 pe 4 la puterea 55. Poate mai greșit pe Y. Ancuțan, lasă să văd dacă am înțeles ancuțan. Tu scrie pe caiet. Observăm că avem... Baza este aceeași. Cu minus peste tot, va fi minus 4 supra 3. Totul la puterea... 1 plus 2 plus 3 plus 10, adică la puterea? 55. Bună seara. Și care-i poanta aici? Păi cum care-i poanta? Noi trebuie să facem X-ori Y. X ori Y va fi egal cu minus 3 pe 4, lăsă-te-o pe Anca, vă rog, la 55 ori minus 4 supra 3 la puterea 55. Am scris corect, copii? Da. Foarte corect. Putem scrie ca minus 3 la puterea 55 pe 4 la puterea 55, minus 3 la puterea 55. Deci, Anca, ești de acord? Ai zice minus? Minus 3 la puterea 55. Da. Minus o las în dreptul... Da, în dreptul 3. În dreptul 3. Bun. Așa, da. Pe 4 supra. La puterea 55. Am scris corect, Adi, nu trebuie să spun minus 4, domn profesor Oare. Aici e o minus 3 la 55 supra minus... Dar nu trebuia în dreptul liniei minus. Nu, că... Tu, de ce ai făcut așa, Miruna? Pentru că dacă scrie, ați zis că minus 3 pe 4 poate fi scris ca și minus 3 supra 4. Și poate fi scris ca și... Dar minus 3 acela acum, după ce ai scris așa, minus 3 la 50, minus 3 pe 4, totul era la 55. Totul era la 55. Păi da. Și acum, ca minusul să scoatem în afara parantezei. Un pic, nu, să nu grăbim un pic. Aici. Că ea aici are o problemă. Ea vrea neapărat așa. Am văzut-o pe ea. Deci, Miruna, se iau deoparte. Minus 4 pe 3. Da? Minus 4 pe 3. Totul la puterea 55. Este scris în variantele minus 4 pe 3, dar totul la puterea 55. Da? Care înseamnă și numărătorul și numitorul la puterea 55. Înseamnă minus 4 la 55. Da. Supra 3 la 55. Da.
Ori dacă tu îmi scrii numai așa, minus 3 la 55, este incorrect. Adică el în final va fi corect, dar tu trebuie să ai o argumentație puternică. Dacă vrei așa. Dar de ce nu îl analizăm să scoatem în fața paranteză? Ea vrea ea pe partea aceea, o să o ducă. Da, trebuie să o... aducem pe partea nu, nu, nu. Vrem să-i dovedim că și așa și așa, tot acolo, dacă scrii corect. Da, acum. Și cum scriem tot așa? 4 deci, la lăsă, 55. Deci e minus 3, a avut ea să-l bagi de acolo. E minus 3 la 55, supra 4 la 55. Eu i-am întrebat dacă să pun minus 4. Nu. Dar nu mi-au zis. Nu. Ierna zice, nu, Adi? Da. Să punem minus 4, nu? Adică... Minusul se adresează și la una și la alta, corect? Da. Era în fața lui infracții. Vedeți, eu l-am sesizat asta. Am înțeles. Deci, păi, adică, normal că nu. Nu! Ia uite mai adică. Adică, minus 3 pe 4 se scrie ca fiind fie minus 3 pe 4 așa. Fie ca fiind 3 pe minus 4. Dar nici într-un caz minus 3 pe minus 4. Că minus pe minus face plus. La împărțire. Pentru că 3 pe 4, că e o prostie. Înțeles? Deci, ori îl pui la 1, ori la celălalt. Ori în fața linii fracției, dar nu la amândoi. El, minusul, dacă îl pui și sus și jos, în final e plus. Da. Că minus pe minus e plus. Așa. S-a explicat. Ori 4 la puterea 55. Ori 4 la puterea 55, da? Ea vrea să-i zizează aici, știți? Supra cât? Minus 3 într-o paranteză. La puterea 55. Ați înțeles, domnul profesor? Și și 1. Și este egal cu? 1. Deci ea așa a văzut... lucruri. Bine. Tot atât mai... de bine. Da. Tot ar trebui să le spunem. Da, că ar fi fost minus. Minus 1, hai să luăm ușor. Minus 1. Minus 1. Ori 3 pe 4. 3 pe 4, la puterea, totul. Da. 55. La 55. Ori. La fel. Bine? Da. Ori minus 1. Minus 1. Ori 4, 4 pe 3, totul la 55. Da. Totul la 55. Este egal cu... Cum să fac aici? Cum să zic, o produs la o putere? Minus 1, tot la 55. Minus 1 la 55. Ai minus 1. Da, da, o luăm așa. O luăm așa ca să fie înțeles. Ori, ori 3 la 55. Da. La 55. Da. A, dacă nu e la ori, da. Ori în continuare. Ori minus 1. Ori minus 1 tot la 55. La 55. Ori 4 ori pe 3. 4 pe 3 la 55. Și este egal în continuare. Egal. Minus 1. 1. Minus 1 la 55 e 1. Minus 1. Minus 1. Face minus 1. Da. Mirna. Ce mirna? Minus 1. E corect minus 1, dar aduce-o zis 1 și vreau să văd de ce a zis 1. Așa. Vreau să văd cine așa zis. Bine. Minus 1. Minus 1. Ori. Ori minus 1 ăsta ca să terminăm adică. Ori minus 1 ăla. E tot la minus 55, tot ori minus 1. Ai 1. Da. Așa. Așa. Și minus 1. Așa dă 1. Corect. Păi și ori. Și ori. 3 pe 4 la 55. 3 pe 4 la 55. Corect. Corect. Adi. Da. Ori. 4 pe 3. 3. Totul la. 55 și se reduc. 55. Mai poate fi scris mai departe. Fiecare. Minus 1 ori minus 1 face 1. Da, da. Și vine 3 pe 4 la 55. Ori 3 pe 4 la cât? La cât? Tot la 55. La minus 55. La minus 55, că l-a întors, domnul profesor. Și apoi ce avem aceeași bază și înmulțirii ce trebuie să facem, să adunăm exponențe. La minus 55, domnul profesor. Da, 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 la minus 55. Uitați ce faci. Și este egal cum aplic eu, domnul profesor? Da. A, deja am întoarce, putem să o punem. Neapărat. Păi cum putem, e sigur, e și inversa valabilă. Când avem la minus, am întors fracția și-o de la cu plus, când avem la și plus, și mă întorc și înapoi. Și atunci se sesizăm că e aceeași bază și ce trebuie să facem la înmulțire? Copiem baza și adunăm exponenții. Adunăm exponenții și o să avem la 55 plus minus 55, adică 55 minus 55. Minus 55. Și este egal cu 3 pe 4 la puterea 0. Și este egal cu... Da? Da, a fost mai simplu. Mai simplu a ta, dar tot foarte, foarte fain că putem întoarce. Altă posibilitate. Exersăm pe proprietăți.
pe proprietăți, cu cât știm mai bine proprietățile, cu atât. Jonglăm mai bine cu ele. Ochiul unui e versat, spune minus la 55 minus, cu minus la plus, o terminați, și unde mai 3 pe 4 la 55, asta e 3 pe 4 la minus 55, trebuie văzut că unul a inversat celălalt. Și gata, unul. Și-a făcut unul. Deci, cu că lucrăm mai mult, asta vedem mai repede. Nu trecem așa prin toate etapele, ci ochiul... Și scrie exersat. Minus 1 ori minus 1, da, adică... Da, da. Deci vedem că dacă se lucrează mult, atunci avem șansă foarte mari să fim siguri pe ceea ce facem. Da. Aici a fost acolo... Ce lucru a fost important aici, în cadru? A fost vorba de calculul lui X, da. De sesizat că 1 plus 2 plus 3. Deci dacă avem aceeași bază, copiem bază și am adunat exponenții. După care, calculul în sine al lui X ori Y a fost o treabă banală. Se consideră acum A, numărul A. Mica, mare? A mic. Egal cu. Acolată, deschide paranteza, apoi dreaptă, apoi rotundă, 2 la 4-a, totul la 3-a. Rotunda, 2 la 4-a, totul la 3-a. Împărțit la 2 la 2-a, totul la 2-a. 2 la 2-a, totul la 2-a. Ori 2 la 6-a, totul la 2-a. 2 la 6-a, totul la 2-a. Și închide paranteza dreaptă, totul la A. Doua. Sunt operații cu puteri, sunt de folos. Și acolo? Da, și acolo, de unde unde? Am ajuns până ai 2 la 6, totul la a doua. Chid în paranteza la a doua, împărțit la 2 la 8, în paranteză la puterea a patra, 2 la 8. 2 la 8, totul la 4. Și închidem și paranteza acolată, totul la A6. Asta e tot împărțit la... Împărțit la... Minus 2 la puterea 23. Minus 2 la puterea 23. Totul la A2. Și la A2. De tot? Da. Mai vedem încă o dată. Așteaptă. Miruna, un pic, un pic. Hai să vedem. 2 la 4-a, totul la 3-a. Împărțit la 2 la 2-a, totul la 2-a. Ori 2 la 6-a, totul la 2-a. În paranteză dreaptă la 2-a. Împărțit la 2 la 8-a, totul la 4-a. Acolo de la 6-a. Împărțit la minus 2 la 23 la puterea 2-a. Corect, da? Totul la 2-a. Iar B-ul. B-mi. Ei, așa, sună în felul următor, acolată, dreaptă, rotundă, 3 pe 2 la 3-a, 3 pe 2 totul la 3-a, închide paranteza dreaptă la 10-a, împărțit la paranteză dreaptă, minus 2 pe 3 la a 4-a, închide paranteza dreaptă la a 6-a, ori 9 pe 4 la a doua, 9 pe 4 totul la a doua, închid în paranteza acolată, totul la a patra, împărțit la 3 pe 2 la 38, 3 pe 2 la puterea 38, ori 4. Ori 4 aici, da? Nu 38 ori 4, da? Nu, 3 pe 2 la 38, ori 4 la bază. Arătați că A și B sunt numere naturale. Așteaptă. Pur pe tine, da? A, B aparține lui N. Deci A, să arătăm că A și B sunt numere naturale și că B mic, că A, calculați pe un... Nu, B mic e următoarea întrebare. A la B și B la A sunt pătrate perfecte. A la, la B, puterea B. Și B la A. B la puterea A. Sunt pătrate perfecte. Pătrate perfecte. Mai reluăm o dată, ieșiți-o. Deci, avem pe A sub o formă interesantă, numai operații cu puteri, da? Avem pe B tot în varianta asta.
desesizat că la B avem și situații, baza este un număr rațional, baza este fracție, ba mai mult este și negativă uneori, va trebui să fim foarte atenți. Și tot așa, înmulțiri și împărțiri, nu? Corect. Cu putere. Foarte frumos exercițiu. Eu zic, cine? Eu. La A egal cu. Deschidem acolo, de paranteză pătrată. Lăsăm 2 la 4 totul la 3. De ce să lăsăm? Pentru că putem scrie pe 2 la ca 2 la 4. Și ar fi 2 la... Asta, de ce să nu umblăm acolo? De ce să lăsăm 2 la 4 tot la 3? De ce să nu umblăm? 2 la 4 la 3 împărțit la 2 la 4. Și dacă facem 2 la 4 totul la 2 acum. Și dacă zicem 2 la 12 împărțit la 2 la 4, nu merge aceeași operație? Da. Deci, practic, facem pe fiecare. Deci, 2 la cât să scriu? 2 la 12. 2 la 13. Da. Împărțit la 2 la 4. Împărțit la 2 la 2. Împărțit sau ori? Împărțit. Am zis în ori. Ori. Da, înmulțit cu 2 la 6. A, ori 2 la 12. Ori 2 la 12. Deodată 2 la 12. Da, totul, totul la... a doua. Doua, da. Împărțit la 2 la puterea 4, 4, 20... 32, de fapt la zimani. Da. Închine paranteza. La coladă, adică la 6, da? Da. Împărțit la? Împărțit la, adică în paranteză rotundă, minus 2 la puterea 46. Minus 2 la puterea 46. E bine, Adi? Deci copiem baza și mulțim exponențe. 46. Minus 2 la 46. Așa. Egal, a egal cu. Deci continuă aici, egal cu. Și egal cu. 2 la 13 am părțit, da, 2 la 3. Care? De mă ajută. Nu-i mai ajută. Care? Păi asta era important. Dialogul ăsta între voi. Da, și eu înțeleg. Stai să-mi explice și mie, domn profesor, ca să înțeleg și eu. 2 la 12 am părțit, la 2 la 4, 2 la 3. Cum ai făcut? Eu știu că scriu baza, domn profesor, și fac 12 minus 4 și 12 minus 4 e la 8. Cel mai ușor e să dăm vina pe celălalt. Ori lucrezi, ori nu lucrezi. 2 la 8, da. 2 la 12, 2 la 20. Și acum cum fac? 2 la 20. 2 la 20. Copii baza, scriu baza că e aceea și ce fac? Că dacă e înmulțire, adun exponenții, da? Da. Da? Deci cum ai făcut acolo? N-am, tot n-am înțeles. 2 la 12, împărțit la 2 la 4, ai 2 la 8, da? Ori 2 la 12, ai 2 la 20, totul la 2. Poate mi-ar fi mai bine, Adi, să facem întâi înmulțirea de aici. Dar nu mai trebuie să faci operația de împărțire. Ca să făceam mulțirea de aici, până 2 la 12 împărțeam la... 2 la 16? 16 și... Și îmi dădea 2 la 4. 2 la 4... La minus 4. 2 la minus 4. A fi fost corect? A fost corect, așa. Dar nu mai trebuie să faci operația de împărțire. Deci, când sunt operații de aceeași ori, de aceeași nivel, da. Mulțiri și împărțiri, da. Se execută în ordinea care apare. Da. Numai dacă ar fi fost așa într-o paranteză, da, le făceam pe asta și pe urmă împărțirea. Da. Așa. Deci, așa. Deci, atenție, Adi, am insistat pe chestia asta ca să înțelegeți că în ordinea în care operațiile apar, dacă sunt de același nivel, le executăm. Da? Da. Deci împărțirea și după aceea înmulțirea, da? Da? Așa, împărțit la 2 la 32, totul la... La 2, la 6. Da? Împărțit la minus 2 la puterea 46. Minus 2 la 46? Îi 2 la 46. N-are rost să mai țin cont de minus, că minusul la putere pare face plus, da? Da. Și avem 2 la puterea 40, împărțit la 2 la puterea 32, 2 la puterea... Aici vine 2 la 40, da. Hai să scriu încă prima de tot. Da? 2 la 40. 2 la 40, împărțit la 2 la puterea 32. 2 la puterea... Totul la 6, împărțit la 2 la 46. Da. Și este egal cu... Și mai este egal cu 2 la puterea 40 și 2 la puterea 8. 40 minus 32, 2 la 8. Da? Totul la 6. Adică 2 la puterea 48, vreau să... Asta zicem la natura, aici sunt 2,48, dar... Sau cum vreți.
2 la 8 a totul la 6. 2 la 8 a totul la 6, se înțeleagă tot omul. Da, da, împărțit la 2 la 2 la 8 la 46 și este egal cu 2 la 48. Împărțit, domn profesor, la 2 la 46. E 2 la 2 a 4. Deci egal cu 4. Da, final 4. Deci A mic egal cu 4. B. A mic egal cu 4. Să ne ocupăm de B. Păi eu de ceva acolo. Adi, tu? B egal cu? B egal cu acolo, adă pătrat și rotundă, 3 la 2, din câte văd la 2. 3 pe 2, pătrat. 3 la 2, nu tot una, Adi. 3 pe 2, tot la 30, tot la 30. La 30, e corect? Da. Da. Împărțit la... Împărțit la. Ia să vedem. Minus 2 pe 3. Da, aici pe apte... Așteaptă să vedem cum vrea el. 2 pe 3. La ce putere? El e la comandă. 4. 6 ori 4? La 24 te ajungi pe tine. Așa. La 24, da? Da. 6 ori 4, 24. Corect. Da. Ori 9 pe 4, totul la 2. 9 pe 4, așa, totul așa la 2. Așa lăsăm? Da. Dacă ai vreo idee și poți... interveni, poți face. Văzând că e 3 pe 2 și 2 pe 3, poate îți vine în minte ceva să spui. La 9 pe 4. În loc din 9 pe 4, ai putea zice... Folosindu-ne 2 pe 3, 3 pe 2... Păi acolo putem scrie 3 supra 2 totul la 2. Așa e. Că 3 pe 2 totul la 2 face tocmai 9 pe 4. Deci în loc de 9 pe 4, zicem 3 pe 2 totul la 2. Unde sunt? Și totul la 2? Da, totul la 4. Da, da, lăsăm așa ca să vadă toată lumea, nu? Domnul, aici. Da. Deci totul 3 pe 2 totul la a doua și totul la a doua. Și acum acolo aceea... Și la 4. 4, da. Împărțit la 3 pe 2 totul la 38. La 38. Ori 2 la a doua. 3 pe 2 totul la 38 ori 4. Lăsăm ori 4 că... S-a putut să nu ne ajute prea mult 2 la a doua. Da, egal adicul, cine? Egal cu... Ia să vedem. Egal cu 3 pe 2 la 30 împărțit la? Ăsta, 3 pe 2 la minus 24. Minus 2 pe 3 la 24, domnul profesor. Ce e acolo? Minus 2 pe 3 la 24. Cum mai poți scrie minus 2 pe 3 la 24? Păi avem 2 pe 3 la 24, la putere pară. Minusul la putere pară, Adi, face plus. Și scăpăm de minusul de aici, da? Și o să fie egal 3 pe 2 la... 3 pe 2... 3 pe 2... La 20... La 30, la 30. Împărțit la... 3 la 24. 3 pe 3, tot la 24. Ori... 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 3 pe 2, tot la 4. Ori 3 pe 2 la a 4, da? 3 pe 2 la a 4. Da. Și acum totul la a 4. Așa, împărțit la 3 pe 2 la 38. Ori 4. Egal cu... Aici e împărțit. Câte copiem? Nu, da, nu. Aici e împărțit. Da. E 3 pe 2... 3 pe 2 la 30, aici ori cât? Ori 3 pe 2 la 24. Și cât e? 30... E 3 pe 2 la puterea... Dacă la 54. 3 pe 2 la 54, da. Da? 3 pe 2 totul la 54. Da, așa. Aici suntem. Ori... Ca să pun aici o contrată. Da. Ori... Da. Ori 3 pe 2 tot la a 4. Ori 3 pe 2 la a 4. Așa este, 3 pe 2 tot la a 4. Tot la a 4, închidem pătrata tot la a 4 ori 4. Ori, ba nu. Împărțit la 3 pe 2 tot la 38. Ori 4. Ori 4 și egal cu 3 pe 2, da. Sucop pe baza, da. 3 pe 2, totul la 5, 4 și cu 4, 58, totul la 4, împărțit la
3 pe 2, totul la 38 ori, 4 și egal cu, 3 pe 2, totul la 8 ori, 4, 32 și 3, cât? 5. 3 pe 2 la cât? 58 ori 4 faci tu, nu? Da. 4 ori 8, 32, fine una, știu ceva. 4 ori 5, 20, cu 3, 232 mi-a dat. Ori 3 pe 2 la 38. Da, ori? Ori 3 pe 2. La puterea. Dar nu, nu. Îi împărți la 3 pe 2, totul la 38. Împărțim la 38. Ori 4 și acum îi 3 pe 2. Copiem baza și ce facem cu exponenții? Îi scădem. La cât? Ia să vedem. La cât ardeți? 194. 194 ori 4. Ori 4. Și acum cum să fac? Să scriem pe 4 la 2 pe 2. Și? Te avantajează? Mă avantajează? Pot să fac ceva? Ce mai pot să fac în situația asta? Păi acolo... Miruna? Acolo ce se poate face? Anca? 3 pe 2 la 194. Eu scriu pe ăsta ca fiind 3 la 194. Așa îmi vine mie ideea asupra 2 la 194. E corect, copii? Mm-hmm. 3 la 194 asupra 2 la 194. Aduți-mă, da, urmărești? Da. Ori 2 la 2. Am scris corect? Nu, aduți-mă, nevoie 2 la 2. Poți să faci aici ceva? Da, da, să simplificăm. Și cât dă? Prin 3 la 194 supra 2. Cât dă 3 la puterea 194? 2 la puterea 192. Supra 2. La puterea? 192. Azi am zis corect? Păi zis corect, Miruna? 194 împărțit la 2. E corect? Nu. Nu. 194 împărțit la 2. Cum e corect? Cred că ceva am greșit în profesor. 182. Trebuia la prima întrebare. Bariera asta, să arătăm A și B sunt numere naturale. A dat natural, dar B nu mai e dat natural. Să vedem, poate am greșit undeva. Da, zi. La 3 supra 2, totul la 30, împărțit la 2 supra 3, totul la 24. Eu am scris, de exemplu, 3 la puterea 30, totul supra 2 la puterea 30, împărțit la 2 la puterea 24, împărțit la 3 la puterea 24. Și 3 la puterea 30 cu 3 la puterea 24 am simplificat și mă da 3 la 6. Și 2 la 30 cu 2 la 24 iar 2 la 6. Și l-am scris ca și fiind 3 pe 2 tot la 6. Da, da, n-aveai aceeași bază. Aici e 2, 3 pe 2 și aici e 2 pe 3. Am simplificat. Am scris 3 la 30 pe 2 la 30 și acolo 2 la 24 pe 3 la 24. La împărțire. Și când da. Și ca să simplifici trebuie să mulțești cu a doua inversată. Trebuie să mulțești cu 3 la 24 supra 2 la 24 și nu se face simplificarea. Că nu în împărțire fac simplificarea. Deci nu în perioada de împărțire. Tu ce ai făcut, e făcut în împărțire simplificarea, în mulțire. Și îmi plus că acolo nu 2 pe 192 și 2 la puterea 97. Unde aduți-o? Aici? Da, e 2 la puterea 97. Deci aici este 97? Păi îi împărțim pe 194 la 2, nu? Da. Păi cum se împart două puteri care aceeași vreți să copii în baza? Se scade exponenții. Din 194 scădem pe 2 exponenții. Hai, bă, frate. Da. E obosit, gata. Da, nu mă doresc. Deci, da, e bine. Că e ghișitul, are o greșeală. Și mă uitam acum. Să-l luăm mai în viteza cea mare și să vedem dacă găsim greșeala. Da, dacă ceva am... Pe un n-a dat număr natural. 3 pe 2 la 3 la 10, e corect? Deci vine 3 pe 2. 3 pe 2 la 30. 30, da. Împărțit la... Împărțit la... 2 pe 3 la... Minus 2 pe 3 la... Minus 2 pe 3, adică 2 pe 3 la 6 ori 4, 24. 24, da. Împărțit la... 2 pe 3. 2 pe 3 la 24. Ori. 24. Ori. V-am zis un ori. Nu, dai ori aici. În acela, ce e acolo? Ori mai departe. Ori. 3 pe 2 la a 4-a. 3 pe 2 la a 4-a, corect. 3 pe 2, totul la a 4-a. Da.
Și într-o paranteză dreaptă, să zic acum, totul la a patra, împărțit la 3 pe 2 la 38. Da. 3 pe 2 la 38. Ori 4. Ori 4. Și egal acum. 3 pe 2 la 30 împărțit la... 2 pe 3 la 24. Înmulțit cu 3 pe 2 la 24. E 3 pe 2 copii în baza. Da. La 6. 3 pe 2, totul la 6. 6. Deci eu așa la 6. La a e ori, la 54, domn profesor, dar așa am lucrat și aici, să știți, taci un pic, mie mâna. 54. La 54, uite aici suntem, 3 pe 2, la 54. Ori 3 pe 2 la a doua, 3 pe 58 ar veni, că 54 și cu 4 de aici. Da, la 58, așa ne da și la 58. 3 pe 2 la 58, totul la 4. Și totul la 4, nu, e o greșeală. Suntem în aceeași idee. Aici suntem. Hai. Deci, atunci... Să fi fost aici înmulțit, 3 pe 2 înmulțit cu 2 pe 3, și atunci copii bază se face 6. Hai să zicem că e o greșeală autorului. Să zicem că aici ar fi fost înmulțit. Dacă acolo e înmulțit, da. Da. Și atunci e 3 pe 2 la 6, da. Și cu 4 aici face 6. Și cu 4 fac 10, nu? Da. 3 pe 2 la 10. Și totul la 4 la 40. Împărțit la 3 pe 2 la 38 face la 2. Da. Ori 2 la 2. Ori 2 la 2. Da, așa e. Și 4 cu 4 se simplifică și face 3 la 2. Deci aici e o greșeală. Și în loc de împărțit trebuie mulțit. Da, da, da. Asta e greșeală. Și atunci, dacă l-ai făcut, ești așa, merge. Așa. Și e de 9. B egal cu 9. B egal cu 9. În final. Da. Am demonstrat că și A și B sunt numere naturale. A egal cu 4. Și B egal cu 9. Și B egal cu 9 dacă e înmulțit aici, copii. Da. Nu de împărțit. Da. Deci, e da. Deci, că sunt numere... S-a greșit la tipărire, știi? 4 la 9 cu 9 la 4 și pe 4 se înscrie ca 2 la 2 și 9 ca 3 la 2. Și da. Tot aici pe ok. Deci și acum asta... trebuie să demonstrăm că... A la B și B la. Da. A la puterea B și B la. Sunt adică 4 la 9. 4 la 9. 4 la 9. Ca... Și 9 la 4. Da, și 4 la 9. Sunt pătrate perfecte. Da. Pe 4 putem să scriem ca 2 la 2. Nu. Da, bine. Da. La primul. 2 la a 2 totul la 9. Cum la fel de bine putem să scriem 2 la 9 totul la 2. Și pătrate perfect. Da. Și 9 la 4. Îl putem scrie ca 3 la a 2, totul la a 4. Sau ca 3 la a 4, totul la a 2 și pătrate perfect. Sau lăsăm deodată așa, pe 4 zicem 2 ori 2. 2 ori 2, corect. Și vine 9 la a 2, totul la a 2. Corect. Eu asta da. Vine mai mult. Da. 9 la a 2, totul la a 2. Și pe asta? 4 la, 4 și 3 la a 2. 4 la puterea a 3-a și totul la a 2. 4 la 3-a și totul la a 2-a. Faci 3 ori 2, 6. Nu-i bine. Păi. E bine cum ai zis mai înainte. 2 la a 2-a, totul la a 9-a. Deci asta, 2 la a 9-a, totul la a 2-a. Așadar, ne oprim aici. Și, să spunem că... La revedere, a fost o lecție foarte frumoasă. Da. Și nu uitați de like și share. Să nu uitați de like și share, sigur că da. La revedere, dragilor! La revedere! Pornim lecția la clasa. Îmi pare rău, vouă nu vă mai scriu.